Luna Peram La marginea orașului Miaci, în apropiere de templul Asonginjia, se întinde lunca bătrânului zeu. Acolo, în luncă, chiar lângă drum, se înalță un arbore falnic, Knochi. Se zice că odinioară prin acele locuri venea întoiul nopții un bursuc năzdrăvan care nu le dădea pace oamenilor. Se pricepea de minune să ia orice înfățișare, dar se făcuse vestit mai ales prin meșteșugul lui de a întruchipa luna plină. Se cățăra bursucul în arborele enochii, întindea o labă și laba se schimba pe loc într-o ramură stufoasă. Dar asta nu era nimic. La capătul ramului strălucea însă și crea sa nopții. Toți cei care treceau pe acolo îi ziceau plin de uimire, Vai ce frumusețe nemai văzută! Iar bursucul se umfla în pene de mândrie. În nopțile întunecate și ploioase, amăgitoarea lună strălucea și mai vârtos, iar mirarea drumeților era cu atât mai mare. Într-o astfel de noapte, când de pe cerul acoperit de nor nu străbătea nicio rază, bursucul se hotărât după obicei să uimească lumea. Văzând ramura stufoasă la capătul căreia luna plină sclipea ca argintul, cel din tâi drumeți care se nimeri să treacă pe acolo șopti cuprins de vrajă. O, oh, cât de frumoasă e luna în lunca bătrânului zeu! Deodată, printr-o spărtură a norilor, se ivi luna cea adevărată. Mare năzdrăvănie, strigă omul, acum sunt două luni. Nu cumva am început să am vedenii? În aceeași clipă, bursucul băgășil de seamă cum stau lucrurile. Luna, cea închipuită, se ascunse la repezeală după trunchiul copacului. Iată, uite, una dintre ele a dispărut. Se minună iarăși omul și tocmai cea mai frumoasă. Bursucul, care nu-și mai încăpea în piele de mândrie, făcu iarăși luna să răsară de după copac ba una, ba două, să vezi și să nu crezi. Trebuie să fie ceva necurat la mijloc, murmură călătorul. Pe aici nu e bine să umbli singur la asemenea această târziu. Și o fugă înspăimântat. Dar iată ce se întâmplă altădată. Pândi bursucul o noapte tot atât de întunecoasă, se cățără în copac și întinse laba crenguță, la capătul căreia spânzura luna cu strălucirea ei mincinoasă. Apoi așteptă să treacă cineva. Iată că în sfârșit se arătă un drumeț. Văzând luna din copac, acesta își îș șopti printre dinți. Hei, domnule bursuc, oi fi dumneata un mare păcăliș, dar cu mine n-are să-ți meargă. Eu însumi o să te trag pe sfoară. Călătorul se vede că era un om umblat și auzise nu numai odată despre isprăvile bursucului. Bursucul își dădea toată osteneala. Luna lui strălucea de menitoare în fel și chip la capătul ramurii arcuite. Omul privi și spuse în gândura și cu glas mai tare să-l audă bursucul. Mm, și totuși e ceva nefiresc aici, în clipa aceasta luna ar trebui să se afle puțin mai jos. Bursucul care trăgea cu urechea se grăbi să mute luna ceva mai jos. Ea nu-i cum trebuie, spuse omul, acum s-a lăsat mult prea jos. De ce o are? și aș vrea să știu. Ca la poruncă, luna să în sus, Mare minunăție! Acum a luat-o într-o parte. Adineori parcă se afla ceva mai la dreapta. Bursucul se zăpăcise de tot. Luna a sfâcnit spre dreapta. mai pomenit. Acum s-a scurtat ramura, doar mi amintesc bine că eșa mai mult într-o parte. Bursucul își pierdu capul de-a binelea. Voi să întindă laba crenguță cât mai departe, dar lunecă și căzut din copac. Rușinat, cu coada între picioare, o luă la fugă înspre luncă, iar călătorul își văzu de drum, râzând cu poftă.